Este oficial, România au decis numele celor doi candidați care rămân în cursa pentru mult râvnitul fotoliu de la Cotroceni. Turul al doilea se va juca între Călin Georgescu și Elena Lasconi, ceea ce plasează România într-o situație asemănătoare cu cea prin care Republica Moldova a trecut deja. Românii vor avea de ales între apărarea democrației pe drumul european sau o întoarcere la 180 de grade spre vechea cale a Kremlinului. Surpriza primului tur rămâne Călin Georgescu sau candidatul TikTok, așa cum a fost poreclit după modul în care a ales să-și facă campanie. Numele lui dă fior românilor care se gândesc deja la cele mai negre scenarii. Asta din cauza discursului extremist pe care acesta și l-a însușit. Contracandidata lui, Elena Lasconi, a intrat în turul al doilea după o luptă pe muchie de cuțit. A fost umăr la umăr cu Marcel Ciolacu, însă aproape de finalizarea numărătorii l-a depășit. Imediat după ce s-a clasat pe locul al doilea, Lasconi s-a prezentat în fața românilor cu un discurs mobilizator pentru susținerea democrației. Din acesta nu a lipsit nici atacurile împotriva contracandidatului său prorus, Călin Georgescu, pe care l-a acuzat că vrea să arunce România în mâinile Moscovei. Asistăm astfel la o finală prezidențială fără candidați din partea celor mai importante partide politice din România. Votul dat de milioane de români transmite un mesaj clar și răspicat. Ne-am săturat să fim disprețuiți de cei care ar trebui să ne apere. Ne-am săturat. Vrem o democrație în care votul nostru contează. Pentru prima dată de la Revoluție, partidele Sistem, PSD și PNL nu au reprezentanți în lupta finală pentru funcția de președinte a României. Votul românilor de ieri a fost un vot de blam la adresa unui fel de a face politică. Un vot de protest și exasperare. Povestea nu se încheie aici. Din păcate, cu cât de mult am vrea să savurăm această victorie, suntem cu toții conștienți că ne aflăm în fața unui pericol pe care puțin dintre noi l-au crezut posibil. Azi ne-am trezit brusc într-o confruntare istorică între trecut și viitor. Între păstrarea democrației tinere a României și putinism, între iubirea de țară și cei care vor să întoarcă România în sfera de influență rusească. Călin Georgescu este un admirator pe față al lui Vladimir Putin. Este pe față împotriva NATO și a Uniunii Europene. Are un discurs național ceaușist. Este pentru izolarea României pe care el o numește neutralitate. Vrea să scoată România din circuitele economice și financiare europene și internaționale. Și cu asta vrea să distrugă tot pe ce se bazează toată prosperitatea noastră. Iar fără NATO, suntem la cheremul Rusiei. O spun cu voce tare și cu inima plină. Și o spun cu vocea milioanelor de români care se simt parte a familiei europene. Românii patrioți au rezistat în istorie de 10 ori invaziilor rusești. Vom rezista și acum.